Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Iată că primăvara ne oferă multă, multă bucurie, deși temperatura de afară ne cam face să ne simțim ancorați de iarnă. Dar luna februarie este luna iubirii, avem dragobetele, avem ziua îndrăgostiților, mă rog, haideți să ținem cont de ce avem noi frumos și în viața noastră, în cultura noastră, în tradițiile noastre, am spus dragobetele. Imediat mărțișorul pe 1 martie, așa că iarăși un lucru minunat de frumos în momentul în care dăruim un mărțișor și o floare. După care vine evident 8 martie, ziua femeii. Pe cine puteam să aduc în emisiunea noastră decât o femeie frumoasă, o femeie care vă este dragă și mie mai mult decât oricui, și să-i spunem, chiar dacă este prin cadrul internetului și online, ne vedem cu Lia Vasian. Bine, ne revedem, Lia! Bine v-am găsit, dragii mei, bine te-am regăsit, Gina, și îți promit că anul acesta, când este un pic mai cald, să înceapă primăvara cu toate drepturile ei, o să vin la tine la Piatra Neamț și nu singură, ci o să vin însoțită de o persoană la fel de dragă ție. Mulțumesc mult pentru invitație și, ce să zic, să-i dăm drumul la treabă. Vorbim despre primăvară, despre mărțișor, despre tot ce este frumos. Aș vrea să vorbim, Lia, draga mea, despre, într-adevăr, despre ce este frumos. Și aș vrea să punem pe prim plan un pic, pentru că despre asta este vorba, de iubirea și feminitatea. Un subiect foarte frumos ai atins astăzi, Gina, și chiar mă bucur pentru că ai fost inspirată. Vreau să-ți spun că feminitatea ar trebui să fie reprezentată în toate femeile. Din păcate, acum, în zilele noastre, femeia și-a luat rolul de bărbat. Își atribuie acest rol și atunci nu mai este chiar atât de feminină. Eu, în terapiile pe care le fac, am abordat de fiecare dată feminitatea în discuțiile cu clientele, cu pacientele mele. Și le-am spus, pentru că o armonie în familie se ține în primul rând dacă îți exprimi feminitatea. Dacă exprim duioșia, gingășia și frumusețea, să fie asemenea unei flori care se deschide în prezența bărbatului, pentru că bărbatul este pentru femeie acel soare care o încălzește cu razele sale și atunci floarea ce face? Crește, florește și cu iubirea dăruită și soarele se bucură de aspectul ei frumos, despre feminitate, despre emoțiile pe care le transmite femeia și nu numai atât. Transmite chiar și coloratura aceasta, pentru că femeia poate să emită și raze roz de iubire, poate să emită și raze violet care arată o spiritualitate, o cunoaștere, poate să emită și verde, ceea ce înseamnă că este sănătoasă, este o femeie frumoasă, plină de sănătate, debordează de fericire, dacă soarele o încălzește, așa cum am spus, cum trebuie, pe această floare numită femeia. Într-adevăr, mi-aduc aminte că citisem undeva, soarele era cel mai mare și mai iubit zeu în anumite părți ale lumii pe vremuri și, într-adevăr, când este căldură, ți este și bine. Cu adevărat. Egiptenii îl onorează pe zeul Ra, zeul soarelui, care reprezintă viața, de altfel. Lia, eu vreau să te întreb, pentru că ești atât de radiantă, luminoasă, fericită și mulțumesc. Se vede pe chipul tău, pe fața ta, cât de mult a schimbat această perioadă de când ne-am văzut ultima oară până acum. Și pentru că am adus vorba de acest lucru, te-aș ruga să-mi spui cam ce ai făcut în ultimul timp, de când nu ne-am văzut până acum. În ultimul timp am făcut atât de multe lucruri pentru mine, dar și pentru oamenii cu care lucrez. Am investit în mine, am adunat cunoaștere mai multă, mai mult decât ceea ce am deținut eu până în momentul respectiv. Am urmat cursuri, mi-am aprofundat cunoștințele pe care le împărtășesc cu ceilalți. Da, împărtășește-le și cu noi acum, cu ce anume cursuri te-ai îmbogățit? Recent am terminat în luna ianuarie pe 10 un curs care este foarte puțin cunoscut în România. Se numește terapia FOHAU.
Această terapie este o metodă care îmbină medicina chineză cu medicina bioinformatică și cu medicina pe parte de neurologie. De ce am făcut acest curs? Pentru că mi-am dorit să aduc oamenilor un plus de sănătate. Pentru că această formă de tratament pe care eu o practic de curând, am folosit-o pe propria persoană și am văzut că mă simt bine, eu încărcându-mă foarte mult cu problemele celorlalți cu care lucram, pentru că știi foarte bine că eu lucrez energetic, lucrez de ani buni și atunci eu mă mai încarc și am nevoie să, la rândul meu, să mă curăț de aceste energii pe care le captez. Și acest dispozitiv pe mine mă ajută și atunci am aplicat și pe ceilalți ca să aduc o suplimentare de curățare energetică în câmpurile, în structurile mele și nu numai, pentru că lucrează pe meridianele energetice, lucrează pe limfă, lucrează pe parte de mușchi, adună colagenul din țesuturi și nu face altceva decât să-l distribuie unde este lipsă, respectiv genunchi, șold, da? Articulații. În afară de acest lucru, acest dispozitiv mai are și proprietatea de a arde caloriile și stimulează metabolismul. Este foarte bun pentru că stimulează și la nivel celular și nervii spinali, care se duc până aici, în coloană vertebrală, în cervicală și elimină chiar durerile de cap, migrenele și acele stări de anxietate, amețeală și tot ceea ce ne disturbă viața și ne face să ne simțim inconfortabil peste zi. Ce pot să spun este că elimină insomnia, de exemplu, nervozitatea și ajută chiar și la colon, la organele interne. De ce? Pentru că stimulându-se prin această bioenergie pe care o are acest dispozitiv, dă un boost de energie organelor interne și face un pic mai mult decât ceea ce fac eu prin terapia cu bioenergie. Mă ajută în munca pe care eu o fac. Bineînțeles că este o listă lungă și aș putea să vorbesc 7 emisiuni de acum încolo despre această terapie FOHAU. Ea este foarte puțin cunoscută, repet acest lucru, pentru că la noi abia acum vin din învățăturile medicinii chineze în România aceste tratamente și foarte bine se întâmplă lucrul acesta pentru că avem nevoie de tratamente care să nu fie invazive pentru corp, ci este nevoie să se aplice și o metodă alternativă, nu repede atunci când avem o problemă de sănătate, să mergem la borcanul cu medicamente, luăm, ne trece durerea pe moment, dar cauza din spate noi nu o rezolvăm niciodată. Și atunci ce facem? Dăm organele vitale peste cap, ficatul, splina, pancreasul, le îmbolnăvim. De ce? Pentru că nu ne învață nimeni și nu ne educă nimeni în acest sens să încercăm și alte metode de tratament pe lângă cele alopate. Da, eu nu știu dacă a fost întâmplător sau nu, dar am făcut o ședință cu acest aparat și aș vrea să spun că, bine, dintr-o ședință n-ai cum să-ți dai seama de rezultate, dar știu despre ce este vorba și am simțit-o pe propria piele. Tu știi și cei telespectatorii, prietenii noștri, știu foarte bine că eu sunt oma necredinciosă. Până când nu încerc eu pe mine, nu vorbesc dacă e sau nu e. Deci ce pot să vă spun este că am făcut o ședință de genul acesta cu o doamnă care a venit din Bacău și am simțit efectiv despre ce este vorba pe corpul meu, doar că, aș ruga, te rog, Lia, să spui tu cum se practică această terapie, pentru că, verbal spus, poți să explici măcar cum sigur că se da. Procedează. Te rog. Da, da, da. Terapia decurge în felul următor. Pacientul vine în cabinet, da? Se așează pe masa de masaj. Voi începe procedura de masaj, de relaxare cu crema specifică, da? Care face să se relaxeze mușchii spatelui. Timp în care eu lucrez energetic cu propria energie, aduc pacientul în această stare de relaxare în care să se simtă confortabil, în siguranță, să știe că nu-i se întâmplă nimic și este totul pentru sănătatea sa.
După ce am făcut această procedură și am explicat ceea ce pot să fac cu acest dispozitiv, cu acest aparat, îi fac fișa medicală, stând de vorbă cu pacientul, pentru că am nevoie să știu dacă are afecțiuni, dacă are probleme de sănătate grave, dacă are stimulator cardiac, dacă are stent, dacă are implanturi, pentru că nu se umblă niciodată dacă sunt obiecte străine în corp. Da? Și atunci, făcându-i o astfel de fișă medicală, pe baza a ceea ce îmi spune pacientul și îl rog dacă are analize să mi le aducă, pentru că așa este corect, ca terapeut cer acest lucru, încep procedura pentru terapie. Ceea ce înseamnă că după ce s-a așezat acolo pacientul pe masa de masaj, încep procedura de stimulare a coloanei vertebrale. Și se ajută, vertebrele sunt ajutate să se poziționeze în locul corect, datorită acelor stimuli de curent bioenergetic. Da? Pentru că intră pe coloana vertebrală și se duce până în osul sacral. Se lucrează pe centura scapulară, aici, în baza, da? De la umăr la umăr. Fac mai puține mișcări să nu disturb sunetul. Se lucrează pe urmă pe mușchi, paravertebral, pe meridianele ficatului, pe meridianele inimii, pe tot corpul și pe urmă pacientul se întoarce cu spatele în jos, da? Și se lucrează și pe partea din față, pe partea din față până în vârfurile degetelor. Deci tot corpul este stimulat, tot corpul este lucrat. La urma ședinței, în urma ședinței, bineînțeles că se vede și câte toxine, se văd câte toxine au fost eliminate în apa pe care eu o folosesc ca să îmi ud mănușile cu firul de argint, pentru că se lucrează cu mănușile cu firul de argint și acesta scoate toxinele din ficat și din organism. Prin piele, pentru că pielea se știe că este un organ, da, organ care are această proprietate. Vreau să spun că mi-am adus aminte chiar cu lux de amănunte de această terapie. Culmea este că se lucrează pe intensitate, pe o anumită intensitate, da. Și atât cât este un fel de, practic este curent, nu? Nu este chiar un curent, este un curent bioenergetic. Da? El stimulează mai mult decât curentul care este folosit la fizioterapie. De fizioterapie. Este cu totul și cu totul altceva și se folosește intensitate în funcție de câte kilograme are pacientul. Dacă are o greutate de 55 de kilograme, se folosește o intensitate de 16% intensitate, pentru că nu avem voie ca acest curent bioenergetic să pătrundă agresiv în corp. Este o metodă non-invazivă, este plăcută și chiar câteva persoane, bineînțeles că au voie să-și exprime emoțiile, unele la intensitatea curentului râd, altele plâng pentru că sunt încărcate emoțional pe suflet, pe putere personală, pe partea feminină și atunci scoate odată și odată și prin sunet, pentru că se face această terapie și prin sunet, scot emoțiile stocate. Din moment ce sunt emoțiile stocate, această terapie devine și mai plăcută, și intensitatea poate crește în funcție de ceea ce deblochează omul. Mi-a venit un gând acum și am să-l spun. Eu cred, nu știu de ce mi-a venit gândul ăsta, că acest aparat cu această terapie chiar întinerește. Este adevărat, pentru că are o proprietate, se regenerează celulele, face și regenerare celulară, lucrează și aspectul tenului, lucrează și eliberează canalele de energie negativă. Și în combinație cu ceea ce fac eu, da? Pentru că aduc acel plus de energie și pacientul când pleacă de la mine spune, doamnă, mă simt așa de bine că am dat 5-6 kg jos și mai veniți, că de asta
asta sunt pus în slujba dumneavoastră. Perfect. Spune-mi, te rog, cam care ar fi numărul optim pentru a vedea rezultatele? Un minim de maxim, nu știu cât să spun. Da. Încă de la prima ședință, pacienții mei sunt foarte încântați de lucrul energetic pe care îl ofer și atunci hotărâm împreună de câte ședințe este nevoie. Eu, ca terapeut, recomand minim 10 ședințe, pentru că corpul uman este destul de vast și de complex. Are atât și atâta de multe grupe musculare și nu numai. Și avem atât de multe oase. Ei bine, numai coloana vertebrală are 33 de oase. Da? Deci trebuie lucrate pe toate. Pe urmă sunt cele aceste perechi de coaste. Sunt număr de 7 perechi. Gândiți-vă că trebuie lucrat peste tot corpul cu acest aparat și într-o singură ședință nu este suficient ca să poată omul să simtă beneficitatea acestuia. Începând de la a doua, a treia ședință, deja omul se simte mult mai viguros, doarme noaptea pentru că ajută foarte mult pe parte de insomnie, pentru că se lucrează în coloana cervicală, cât mai aproape de creierul mic, da? Aici unde este această scobitură în ceafă. Până acolo ne ducem. Și apoi lucrăm mâinile, lucrăm articulațiile. Am avut persoane care au avut accidente fizice la mână și nu puteau să strângă mâna puțin aici. Și atunci, în urma terapiei, pentru că am fost acum 2 săptămâni la Cluj, acolo am avut o pacientă, spunea că o doare aici acest deget inelar. În urma terapiei s-a dovedit faptul că a fost eficient și doar o singură ședință i-a făcut și a putut să miște mâna. Am mai avut o persoană din Baia Mare la terapie și spunea că mă doare foarte tare umărul și iată că de-a doua zi începe umărul să fie un pic mai mobil. De ce? Pentru că a lucrat pe articulație, pentru că a adus ceea ce lipsea aici, colagenul, ca să se ducă pe articulație, are nevoie să fie extras din tot corpul, ca să fie localizat acolo unde este nevoie. Da, pentru că îmi spuneai un pic mai devreme despre ce ai făcut tu în ultima perioadă și cursurile pe care le-ai făcut. Hai să vorbim puțin și de celelalte cursuri, pentru că ai mai făcut ceva. Pe lângă această terapie cu acest aparat, tu lucrezi de ceva timp cu biorezonanță. Da. Lucrez și cu biorezonanță. Biorezonanța este de asemenea o metodă foarte bună de diagnosticare a problemelor de sănătate și nu doar a problemelor, ci și a blocajelor care sunt în corpul energetic, pentru că lucrează și pe chakre. El este foarte bun pentru că mă ajută în depistarea problemelor chiar și la nivel de sânge. Ce face această metodă de biorezonanță? Punctează cu impulsuri magnetice pe problema de sănătate. De exemplu, dacă avem un pancreas care este foarte încărcat și obosit și acesta pe biorezonanță se vede ca fiind plin de pete negre, prin biorezonanță, pentru că pe această frecvență magnetică se duce acea frecvență, da, acel impuls, lucrează în pancreas și distruge acele blocaje, lăsând pancreasul curat. Am avut o persoană cu accident vascular, în număr de 7 accidente vasculare, o persoană dintr-un alt județ, și a venit la biorezonanță. Bineînțeles că făcuse la spital acest tratament. Dar întâmplarea a fost ca să ne întâlnim și să lucrăm pe biorezonanță. Ei bine, după ce s-a lucrat, s-a simțit persoana în cauză mult mai bine, pentru că lucrează la fel și acest dispozitiv din cap până în picioare. Chiar și la nivel de ADN, lucrează pe cromozomi, lucrează pe organele interne, pe celule canceroase. Are proprietatea de a distruge celulele canceroase și, bineînțeles, de asemenea și bacterii și viruși. Partea frumoasă este că se poate lucra și de la distanță și vă spun și cum. Pentru că am nevoie de o mostră de ADN, ceea ce înseamnă păr sau unghii, și se înscrie amprenta energetică a ADN-ului în acest aparat. Există un dispozitiv, o componentă a acestui dispozitiv prin care citește această amprentă a fiecărui om. Și atunci se lucrează. Nu este chiar deloc necesară deplasarea. Eu lucrez tot ceea ce știu și, bineînțeles, cine face biorezonanță, la fel lucrez și pe parte de radiestezie și pe parte de bioenergoterapie cu capacitățile, abilitățile mele proprii. Ai spus că nu este nevoie să deplaseze persoana la tine acolo unde ești tu. Da.
când este vorba de biorezonanță. Este vorba de biorezonanță, da. Și explicăm ca să fiu, să înțeleg, pentru că eu am făcut și eu ședințe și știu că pui mâna, vezi niște, ții niște bare în mână pe care, cu care te măsoară. Bineînțeles că se poate lucra și așa, da, pentru persoanele care vin la cabinet, dar se poate lucra și pe persoanele care sunt la distanță. Tocmai am spus, aparatul pe care eu îl am, și n-am să-i dau numele pentru că este de ultimă generație și știu că n-avem voie, lucrează în plus de la distanță, pentru că există acel dispozitiv cu o lamelă, cu laser, în care se pune mostra de ADN și în urma acestei mostre de ADN așezată pe acel dispozitiv, face același lucru dacă, chiar dacă omul stă cu căștile pe urechi sau cu acei electrozi în mână. Este același lucru. Am înțeles. Și este confortabil pentru client, pentru pacient, pentru că stă acasă în confortul propriu, iar eu îi trimit filmat tot ceea ce fac, îi spun unde trebuie să lucrăm și vedem de câte ședințe este nevoie. Bineînțeles că pe lângă biorezonanță trebuie să ducă un stil de viață sănătos, alimentație corectă, fără sosuri grăsimi, ca dau un exemplu de, pentru ficat, da? Care este filtrul organismului și acest filtru, vă dați seama că ne duce tot ce înseamnă toxină. Dacă noi nu avem grijă și de interior, noi putem să lucrăm cu biorezonanță, însă trebuie să fim atenți la alimentație, la câtă apă bem, la mișcarea pe care trebuie să o facem zilnic. Sportul, mișcarea fizică contează foarte mult. Acum 30 de ani chiar erau trimiși copiii la sport. Nu știu câți copii mai fac acum în ziua de astăzi sport, că toți stau cu telefoane în mână, cu calculatoare și nu mai au activitate sportivă aspre deloc. Da, se mai face și astăzi, dar mai mult nu decât da. Până când or să înțeleagă oamenii, cei care pot, pentru că eu vreau să spun un lucru, ia tu știi, eu aș vrea să fac, dar nu mai pot. Ei, vorba cuiva a spus că apreciez un lucru atunci când l-ai pierdut. Cu lucru fiind în ghilimele de rigoare. Ei, faptul că poți să faci mișcare, că poți să te miști, că poți să te plimbi, că poți să mergi cu bicicleta, indiferent ce sport faci, dacă e sport sau plimbare, dacă poți să-l faci fără. Pentru că e mai greu când nu mai poți și regreți că eu, dacă cea mai mare părere de rău a mea este că nu mai pot să urc pe munte. Și o plimbare de 20 de minute, nu alergat. Și pe acea plimbare să spui o mantră benefică pentru tine, pentru corpul tău. De exemplu, sunt sănătos cu fiecare pas pe care eu îl fac și întotdeauna debordez de sănătate. Este foarte benefic pentru că odată cu mișcarea îți hrănești și sufletul, odată cu mișcarea faci ceva pentru tine și gândirea pozitivă este extrem de importantă atunci când, când o și practicăm. Nu doar să rămână la nivelul de teorie, pentru că de teorie suntem sătui. Corect, așa este. Bun. Aș vrea să discutăm puțin despre partea cealaltă a ta, care ține de talentul tău, ca să-i spun așa, de darul Dumnezeu pe care ți l-a dat ție și cu care lucrez pe semenii tăi fără aparatură și fără niciun fel de alt mijloc material pe care îl putem găsi în comerț, de exemplu, sau mă rog. Bun. Am să spun și acest lucru, dacă tot m-ai provocat, tu ești omul provocărilor. Da, eu așa m-am născut cu ceva mai multe, să spun, abilități, că toți le avem. Dar la unii e un pic mai mult, la alții e un pic mai puțin. Când am înțeles eu că am această bioenergie în corpul meu, a fost în perioada în care părinții mei aveau câteva probleme de sănătate, acum din astea simple, nu foarte complicate, și unde punea mâna știau că unde pune Iuliana mâna, Lia mâna, acolo trece, și punea mâna pe genunchii mamei, pe spatele tatălui meu. Bun, mai târziu ce am primit o carte, aveam vreo 10 sau 11 ani cred că, o carte în mână și se numea Masajul fără contact, în care este descrisă viața Junei Davidashvili, o bioenergoterapeută din Rusia,
și am citit cartea aceea și când am citit-o am știut că eu pot să fac aceste lucruri, că undeva în mine exista acea forță. Și că, când am citit acea carte, am știut deja lucrurile acelea de dinainte, pentru că chiar am zis, da, eu știu ce este aici și deja știam. Ei, și așa, timp în care, fără să iau în serios ceea ce lucram pe vremea aceea la spital în Galați, și dacă avea cineva o durere de cap, unii dintre colegele mele veneau, puneam mâna pe ele un pic și atunci mai mă doare, sau chiar și pur și simplu dacă am stat de vorbă cu tine. Însă n-am conștientizat la vremea respectivă ceea ce făceam. Mult mai târziu mi-am luat rolul în serios. Acum vreo 7 ani, când am început să caut în profunzime. Însă toată căutarea mea despre bioenergie a început din copilărie. Dar de 7 ani am luat-o în serios, ca să mă exprim așa. Iar din 2006, când am avut un eveniment în viața mea, am zis stop, vreau să știu mai multe despre ceea ce mi se întâmplă. Doar că nu erau atât de multe materiale și informație. Și tot la acea carte rămăsesem și tot la acele explicații din carte, care, bineînțeles, combină și masajul fără contact bioenergetic, da? Dar și cu alimentația sănătoasă. Și, bineînțeles, iubirea de sine, care fără de care noi nu putem trăi. Și nu este o blasfemie sau un păcat să vorbesc despre asta, pentru că așa cum ne iubim pe noi, trebuie să iubim pe ceilalți. De fapt, noi iubim Dumnezeul din noi. Deci nu este nimic greșit să spunem că ne iubim. Pentru că de ce aduc lucrul acesta în discuție? Am întâlnit oameni care m-au întrebat, Doamne, dar nu-i păcat ca să mă iubesc? Oare nu sunt prea egotică? Nu, nu ești. Pentru că Dumnezeu a pus o bucățică din El aici în tine și tu pe acea bucățică trebuie să o iubești și din acea bucățică să dăruiești celuilalt. Am plecat de la un punct, am plecat de la feminitate, de la iubire și am ajuns tot la iubire, pentru că toate drumurile duc la Roma. Așa este. Lia, pentru că veni vorba de iubire, aș vrea să punem accent pe un lucru. Noi am mai avut discuția asta. Nu este ușor să ierți. Nu este ușor să uiți. Nu este ușor să te eliberezi de anumite lucruri pe care în viața ta aceste lucruri ți-au provocat dureri, ți-au provocat traume, ți-au provocat frustrări. Eu aș vrea să te întreb pe tine, pentru că tu pe lângă toate ești și terapeut de suflet și pot să zic că unul bun. Ajută-ne pe noi toți să depășim aceste momente în care, dacă vrei să vorbești de iubire, vrei să simți iubirea, să o poți face cu desăvârșire. Implicit aici este vorba de credința în Dumnezeu. Dacă discutăm despre asta, discutăm și despre credința în Dumnezeu. Dumnezeu care poate fi numit oricum, de oricine, cum vrea și în ce religie s-a născut și cum, pentru că Dumnezeu nu are religie, este unul și este iubire. Te rog. Bun. Am să vă spun și am să încep cu iertarea. Asta fac în toate terapiile pe care eu le practic de-a lungul anilor. Când vine o persoană la mine, întreb: care este suferința ta? Și îmi spune: păi am o problemă, o greutate pe suflet. Și atunci îi spun: bun, hai să spun de unde pleacă toate problemele tale. De la neiertare. Ai neiertări cu mama, cu tată, cu sora, cu foste relații. Nu poți să uiți anumite lucruri. Te adâncești în ele. Nu faci decât să aduni o travă din trecut pe care o aduci în prezent. Și rătrăiești niște momente care pe tine nu te mai ajută deloc. Și atunci întreb acel om: ce te face să ții această otravă în suflet? Cum ar fi dacă tu i-ai dat drumul și ar pleca? Și omul conștientizează. Păi m-aș simți bine. Și ce te oprește să faci acest lucru? Păi nu poți să iert. De ce nu poți să ierți? Păi pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, când l-a răstignit pe cruce, a spus atunci: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
ea s-a eliberat de acea ură, de acea forță negativă din interior. Pentru că noi nu înțelegem și luăm niște cuvinte mot-a-mo. Este foarte bine și bine ar face toți cei care ne ascultă acum să înțeleagă că ura, dușmănia, neiertarea și toate lucrurile astea negative nu fac decât să-ți împovăreze sufletul. Nu simți la început, că simți doar acea stare de furie, acea stare care e încrâncenată. Și ce faci pe urmă? Le aduni în corpul fizic și te trezești că îmbolnăvești ficatul, îmbolnăvești inima, ai atacuri de panică, ai, te sufoci, îmbolnăvești glanda tiroidă. De ce? Pentru că nu spui niște lucruri și se stochează energia negativă în gât sau aici pe suflet. Poți să îmbolnăvești și plămânii. Și atunci te duci la doctor, când este deja prea târziu, și te duci și doctorul nu știe ce să-ți facă, decât ce știe. Să-ți dea tratament, să iei niște pastile, dar tu cauza nu ai rezolvat-o, nu ai plecat din problema care e cu rădăcină. Tu tratezi doar superficial. Și atunci, în momentul în care tu ai această problemă, și doctorul nu te întreabă despre suferințele pe care le ai pe suflet, nu ai ce să faci. Ce gândești atunci? Ai nevoie să scoți tot ce înseamnă gând negativ, toxicitate. Ele nu înseamnă că nu există cu tine, dar ai capacitatea tu ca om, da, tu ca ființă, ai capacitatea și este în fiecare om această capacitate să găsești puterea să scoți din tine tot ceea ce te supără. Trebuie doar să conștientizezi și dacă nu poți, de asta existăm noi terapeuții, ca să te îndrumăm pe partea de linie de lumină, pentru că nu este niciun folos ca să stai în întuneric și să-ți păstrezi energia toxică, aia care te ține încrâncenat. N-ai nevoie de așa ceva. Vreau să-mi spui, te rog frumos, de ce foarte mulți oameni adoptă poziția struțului? Bună întrebare! De frică. De frica de a nu depăși anumite obstacole. Preferă statutul de victimă, de confortul propriu, decât să facă un pas înainte să sară peste această poziția struțului. Nu au curajul să dea față în față cu propria persoană, că de aici pleacă tot ce este toxic. Trebuie să ai capacitatea să te vezi pe tine și să spui, ok, eu am greșit față de mine, da, bun, ce trebuie să fac? Trebuie să fac asta, dar ei nu. Preferă să dea vina pe oricine altcineva din jurul lor și să găsească un posibil țapi spășitor. Și mai bine stau ca struțul și mă bag în pământ decât să fac ceva pentru mine. Asta este explicația mea, Gina, dragă. În situații de genul ăsta se găsesc foarte mulți oameni care spre, nici nu știu cum să spun, ghinionul lor au parte și de dependențe. Știm că subiectul este foarte larg de discuție. Ți-aduce aminte că eu am făcut emisiuni cu părintele Liviu Burlacu de la Bacău și în acest centru se tratează multe feluri de dependențe. Cer scuze. Cel mai puternic și la ora actuală, cred că cel mai trist este cel al băuturilor alcoolice, deci alcoolicii, al drogurilor și al jocurilor de noroc. Că mai sunt și alte dependențe de shopping, de știu eu, sunt o multitudine, poți să spui, poți să fii dependent de curățenie, poți să fii dependent de maniac de curățenie, deja depășești dependența, devii obsedat și așa mai departe. Eu vreau să te întreb, luând-o pas cu pas, că mai avem încă 10 minute din această emisiune, poate chiar un sfert de oră, nici nu-mi dau seama bine, luând-o pas cu pas, pentru cei care suferă de aceste dependențe, indiferent de care ar fi natura lor, care ar fi primul pas să-l facă fiecare sau cel de alături de el, care să-l îndrume, să-l ajute, să-l sprijine, să-l scoată ușor, ușor din această problemă, pentru că este o problemă. Bun. Mai întâi, o persoană care are această problemă, da? Și trebuie să recunoască că are o dependență.
să spună am nevoie de ajutor, știu că am o dependență, vreau să scap de această corvoadă, pentru că este o corvoadă, este o povară pentru el. Dependențele apar atunci când există un gol în suflet. Fie că este dependență de shopping, de cumpărături, fie că este dependență de alcool, de droguri, de sex, pentru că și asta este tot o dependență. Da? Cineva care are o dependență caută să umple un gol sufletesc. Doar că nu i-a învățat nimeni că tot ce caută nu se află în exterior, ci trebuie să aducă acel plus valoare în interior și din interior să găsească forța și să vadă ce are de făcut în viață. Este mult mai simplu decât să lucrezi cu tine, să te duci într-un bar și să iei un pahar de alcool și să bei și să fugi de tine. De fapt, este fuga de propria persoană, fuga de greșeală, fuga de tine, de alegerile tale. Și nu știi ce să faci. Iarăși mă întorc, pentru că, și spun asta și am dreptate când spun, pentru că noi ca nație nu am fost educați într-un anume fel în care să facem totul pentru binele nostru. Da? Și aici, când vorbesc despre faptul că e mult mai ușor să te duci să iei o băutură sau să te duci să cumperi ceva și crezi tu că ți-ai satisfăcut această nevoie, acest gol de aici, ba dimpotrivă, golul se adâncește și ce faci? Cheltui mai mulți bani, resursele tale și ajungi la un moment dat să cheltui mai mult decât poți produce, decât poți face din munca ta. Și nu suferi doar tu care ești în cauză, ci și cei de lângă tine. Pentru că te observă, te văd și încearcă acești oameni și se pun în slujba ta, mă refer la persoanele din familie și am avut cazuri în care mi-au venit cu alcool sau cu alte dependențe și mi-a spus ajută-mă. Bun, atunci toată familia trebuie să ajute. Și de ce? Pentru că trebuie să-l sprijine pe celălalt. Acel om aflat în problemă nu are nevoie să fie criticat, bat jocorit, luat peste picior. Pentru că am văzut în familie că se întâmplă acest lucru. Sau trebuie să aibă omul acela tot sprijinul din partea celor dragi, să fie înțeles. Da? Și atunci terapia, bineînțeles că are un succes, pentru că eu nu lucrez doar energetic, ci și pe partea psihoemoțională. Merg până în miezul problemei, până în copilărie mă duc și vedem unde sunt problemele, pentru că este foarte important să lucrăm pe copilul interior. De exemplu, abuzul de alcool aduce în față un abandon. Acel copil când uneori s-a simțit singur și a căutat prin orice să suplinească acel gol, acea situație în care el s-a simțit singur. Mai târziu, adultul se confruntă cu această problemă. Se căsătorește, intră într-o relație, dar ce se întâmplă când în relație sunt doi și în același timp e singurătate în doi? Unul dintre cei doi se duce ori să facă orice altceva care să-i umple sufletul și că nu mai există acea armonie, deja de acolo apare o ruptură. Și nu m-am dus departe cu discuția, pentru că am vorbit despre alcool. Alcoolul are în spate o rană de abandon. Da? De aici pleacă dependențele. Bineînțeles că drogurile la fel, că shoppingul la fel. Este acel gol sufletesc pe care nu-l poți umple și cauți în exterior ca să-l suplinești cu ceva. Este un surogat. Da. Mă gândeam, am în familie pe cineva care are mania, nu știu, zic dependență, poate de cumpărături. Deci merge în magazin și niciodată când vine acasă nu vine cu mâna goală. Trebuie să-și ia ceva, că, indiferent ce, să ia ceva. Este mulțumirea sufletului ei. Eu nu o judec pentru că știu că fiecare are suferințele lui. Mai pățesc și eu când mă duc în magazin în angrouri să-mi umplu coșul, pentru că vezi și aia și nu e neapărat că te duci în market sau într-un depozit angro să-ți iei ceva când ți-e foame, nu. E pur și simplu acea tendință de a lua cât mai mult.
Nu, acolo este vorba despre altceva. E vorba de strategia de marketing a magazinului, că de asta sunt coșurile imense, ca să iei un coș mare și când te plimbi prin tot magazinul care e destul de întortocheat, te gândești că parcă mi-ar trebui și aia și cu toate că nu-ți trebuie o pui în coș, parcă mi-ar trebui și acel lucru, dar pun lasă că îmi trebuie mai târziu și vezi până la urmă că produsele alimentare uneori expiră și le arunci. Nu este decât o risipă de bani, iar aici trebuie să fii foarte atenți pentru că din punctul meu de vedere este mai bine să îți iei un coș mai mic ca să-ți cumperi numai ce ai nevoie. Eu n-am cum, eu iau coșul mare pentru că mă sprijin de el când merg. Atunci trebuie pus o limită la coș ca să știi că până aici am voie să-l umplu, nu tot coșul, că nu e obligatoriu să ieșim cu el și să se și răstoarne. Așa este. Am făcut ca și o glumă pentru că am văzut odată o doamnă la magazin care făcuse acest lucru și chiar mi-a venit imaginea dânsei în față. Da, nu, mie îmi trebuie și partea de desubt, acolo cu hârtie igienică. Da, am și râs puțin, măi, Lea, viața asta este așa de complexă, dar este, de fapt este simplă, noi o complicăm. Și spun lucrul acesta pentru că noi încă nu realizăm un lucru. Dom'le, nu trăim ca să mâncăm. Așa este. Nu trăim ca să avem mai mult decât ne trebuie. Pentru că până la urmă tot cu un singur o pereche de pantofi te încalți cu, pe un singur pat dormi, la o masă mănânci, tot, mă rog, că iarnă mai porți două rânduri de haine, dar tot cu o haină te îmbraci și dacă îți umpli dulapul cu nu știu câte zeci de bluze, constați cu stupoare că tot într-un pulover care ți este mai comod și mai bun, stai în ăla și te îmbraci și azi și mâine și poi mâine și așa mai departe. Uitându-mă la ce s-a întâmplat un pic în urmă, la tragedia pe care a fost în Turcia și în Siria, nu spun că am empatizat, că n-ai cum să vezi asemenea lucruri și să nu empatizezi cu ele și să nu suferi. Am plâns efectiv seară de seară de suferința oamenilor și am plâns de câte ori mă uitam și plângeam poate de bucurie în momentul în care se salva câte un suflet. Și uitându-te acolo și văzând că un bloc de 8 etaje s-a năruit ca o clădire făcută din cărți de joc, pur și simplu, ca un domino așa s-a dus, iar cel de alături a rămas. Și acolo am stat și m-am gândit, Lia, și tu și eu suntem oameni credincioși. Cum pui tu problema în momentul în care vezi că unul cade și unul rămâne în picioare? Este o problemă delicată. Și ce pot să spun este că eu n-am convingerea că este doar un fenomen al naturii. Este mai mult de atât. Se știe de tehnologia HARP, se știe că sunt controlate anumite unde magnetice, se știe că sunt controlate chiar și furtunile, da? Așa cum sunt controlate și cutremurile și cu asta spun tot. Acolo a fost mână de om. Bun. Eu mai te mai întreb și adică pun și altfel problema. Nu crezi că ar putea fi acolo o problemă pe karma de neam? Este posibil și asta. Încă nu am verificat ca să pot să-mi dau seama, nu m-am conectat cu Turcia, cu această țară, dar știi foarte bine că dacă ne gândim la vremurile care sunt apocaliptice, că noi trăim deja o apocalipsă acum, pentru că au venit atât de multe și dacă stai și iei Biblia, se cam potrivesc evenimentele. Pot să spun că este parțial și pe parte divină, pentru că totul se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, dar este și mâna omului implicată. Bineînțeles că omul este tot al lui Dumnezeu, până la urmă. Toate se întâmplă cu voia lui. Ce pot să spun este că, da, se poate și plăti karmic niște încărcături care sunt destul de mare pe neam, dar nu m-aș pronunța prea mult, să nu supăr minoritățile turce. Doamne ferește, nu este asta
intenția mea. A fost și în Siria, deci au fost două țări și s-a simțit cu tremurul în atâtea locuri, dar ce a fost catastrofal s-a întâmplat în astea două țări care a fost, deci, și strigător la cer. Doamne, păzește-ne și pe noi și pe toată lumea. Eu cred și din ceea ce simt este că s-a folosit tehnologia HARP. Da, pedeapsa lui Dumnezeu nu va întârzia să apară și cei care cred că împărățesc lumea se înșeală amarnic, pentru că nimeni nu este nemuritor și Dumnezeu este cel care judecă și tot cel care plătește, cu vârf și îndesat. Și culmea este că, cel puțin așa știu eu, în ultima perioadă se plătește acum și aici. Da, se plătește pe loc. Acum faci o greșeală și ai deranjat pe cineva, imediat plătești. Acum ajuți pe cineva, acum îți vine bucuria și recunoștința divină. Adică, până la urmă, încercând să concluzionăm puțin cam acest subiect, totul pleacă și revine ca un bumerang la puterea mult mai mare, nu știu că pentru că am ajuns spre finalul emisiunii, te rog să concluzionezi tu puțin. Să pui o concluzie a emisiunii, te rog, Lia, mă auzi? Da, te aud. S-a întrerupt pentru câteva momente legătura. Ca o concluzie a emisiunii. Ce să vă spun? Dragi femei, pentru că emisiunea este dedicată primăverii, fiți frumoase, fiți iubitoare, fiți voi înși vă, luați-vă rolul de femeie în serios, acționați pozitiv pentru voi, pentru sănătatea voastră, îngrijiți mai mult de suflet și să avem grijă pe viitor și atenție mare sporită la ceea ce ne iese pe guriță. Pentru că ce spunem se manifestă în clipa următoare. Ce emitem, atragem. Și nu numai ce spunem, ci și ceea ce gândim. Bineînțeles. De aceea eu vă spun, dragi prieteni, că pe Lia o găsiți pe Facebook. Mulțumim lui Dumnezeu că facem aceste emisiuni. Îi mulțumesc lui Lia că a fost prezentă lângă noi, acum și aici. Cu mult drag. Și aș vrea, Lia, să spui telespectatorilor, pentru că am uitat să te întreb lucrul acesta, tu unde locuiești acum, unde îți ții terapiile, unde să te găsească lumea, te rog să spui. Sigur că da, eu locuiesc acum în Baia Mare. Pe mine mă pot găsi oamenii după numărul de telefon afișat pe pagina de Facebook Terapeut Lia Vasian. Am spus că locuiesc în Baia Mare, cabinet am aici în Baia Mare și cine are nevoie de mine mă solicită personal ca să spun adresa cabinetului. De asemenea, cabinet în București și unde sunt chemată, în Cluj, în toată țara, mă duc pentru câteva zile dacă sunt cel puțin 10-15 persoane ca să discutăm și să lucrez ceea ce știu mai bine să fac. Mulțumim tare frumos! Mulțumesc cu drag și eu vă mulțumesc. Cu recunoștință. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc, Lia, mulțumesc și abia aștept să ne revedem față în față. Cu mare drag, cu mare drag. Abia aștept și eu că anul trecut a fost un an greu în care mi-am propus să vin și de două ori am fost oprită și n-am reușit să vin. Ei, uite, acum am reușit să facem această emisiune online și cu siguranță ne vom și revedea față în față. Dragi prieteni, eu vă doresc să aveți parte de multă, multă, multă bucurie, de sănătate, de pace și armonie în viața fiecăruia, de multă iubire și mulțumesc lui Dumnezeu această emisiune făcută în numele Sfintei Treimi. Mulțumesc Dumnezeu că îngăduie acest lucru și vă recomand, dacă dumneavoastră puteți să, și vreți și sunteți și rezonați cu ceea ce vă spunem noi, puteți să și puneți în aplicație. Dacă nu, aveți liberul arbitru să nu faceți acest lucru, pentru că nimic nu este obligatoriu. Ne luăm la revedere de la dumneavoastră, vă dorim tot ce e mai frumos pe lume și viață în bucurie și pace. La revedere! La revedere! Numai bine și sănătate!